Salut și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe acest canal. În acest videoclip o să mă prezint pe mine însumi pentru că n-am apucat să mă prezint de la începutul canalului. Pur și simplu am intrat direct pe această platformă cu prezentarea mașinii Audi A6 2010 facelift 170 de cai. Dacă n-ați văzut videoclipul, o să vi-l las în descriere. Am aici două pagini de Instagram ale băieților mei care mă susțin din toată inima și pagina mea de Instagram, desigur. Deci, numele meu este Stanciu Alexandru Fabian, sunt din Comuna Plosca, am 19 ani, îmi place foarte mult sportul, cred că zilele astea o să urmeze un videoclip în care vă prezint workout-ul meu de acasă. Pentru că la salon desigur nu mai putem să mergem pentru că coronavirus. Canalul acesta trebuia să fie bazat mai mult pe videoclipuri cu mașini, în special cu audio-ul, dar din păcate coronavirusul mi-a luat înainte și mi-a cam pus așa o barieră de aia în față și m-a lăsat fără conținut. Dar nu vă las eu așa încurcat, o să găsiți pe ce să fac pe aici prin preajmă. Probabil cel mai mult videoclipuri din casă. Dacă găsesc ce să fac și afară, e perfect. Deci, îmi place să fac haz de necaz. Al doilea lucru despre mine, adică n-am privit niciodată lucrurile din punctul negativ, doar din cel pozitiv. Adică dacă ceva nu se întâmplă bine, încerc să privesc din cealaltă perspectivă, să văd ce e bine, ce reușesc să învăț din propria experiență. Și nu cad în depresie și să fiu bebeluș. Mi-e place să spun că am un caracter jovial și că sunt un tip glumeț, deși majoritatea lumii îmi spune că am glume proaste. Îmi place foarte mult să conduc mașini. De fapt să conduc și pe viitor, când mă mut la București, după ce se termină toată povestea asta cu coronavirusul și apuc în sfârșit să dau și eu bacul și să ajung la facultatea mult dorită, vreau să mă angajez și să pornesc un proiect cu o mașină construită, de fapt nu construită, modificată de la zero, mai mult pe partea exterioară, pe partea cu motorul, probabil se ocupă mecanicii că eu sunt total dus, dar dacă reușesc să cresc și eu puțin în abonați. De fapt, nu. O să încerc să învăț și pe partea cu mecanica. Dar mai e până atunci. Poate mulți dintre voi vă întrebați ce caut pe această platformă. Ei bine, mi-a plăcut YouTube-ul încă de când eram ceva mai mic, însă din cauza calculatorului meu care mi-a făcut figură, am vrut prima oară să mă apuc de gaming, pentru că atunci când eram mic eram foarte pasionat de jocurile video. M-am apucat pentru că îmi place odată și în al doilea rând poate fi o sursă de venit asta dacă crești. Bine, cel puțin eu cred că nu o să ajung la nivelul ăla foarte curând, dar cine știe. Și pur și simplu vreau să mă pun eu pe mine din punct de vedere financiar pe propriile picioare. Canalul ăsta e făcut mai mult din pasiune decât pentru bani. Cel puțin în momentul de față. Nu glumesc. Va fi mereu făcut din propria pasiune și mă voi implica cât mai mult trup și suflet acolo. Sper să vă placă și să vă abonați. Îmi place să spun verde în față tuturor persoanelor ceea ce mă deranjează la ele. Nu am fost niciodată persoana care se ascunde de cineva, pur și simplu am fost eu mereu. Îmi place să spun adevărul. Deci, partea asta cu adevărul m-a inspirat serialul Lucifer, dacă nu l-ați văzut, trebuie să vă uitați, este un serial polițist. Nu știu ce am văzut eu la el, dar în personajul ăla Lucifer, care e el așa macho și șmecher și nu știu ce, le spune mereu adevărul și nu îi se întâmplă lucruri negative, nu are ură asupra lui, de fapt, decât pe unul singur, dar se înțelegea bine și cu ăla până la urmă. E super amuzant și interesant filmul, bine, are și multă acțiune, filmul, serialul, mă scuzați, mereu, da. Un alt, nu știu, cred că dezavantaj la mine este faptul că atunci când vorbesc mă încurc foarte mult și spun cuvinte aiurea și
mi se plimbă limba în gură. Un alt lucru, îmi place să ies afară, să mă distrez, să râd și să cunosc persoane noi. Din păcate, acest coronavirus era să mă bage într-o oarecare depresie după primele câteva zile de izolare, pentru că n-am fost deloc de acord cu chestia asta, dar m-am obișnuit și acum sunt în totală izolare de aproximativ o săptămână, cum? Dacă nu mai bine de o săptămână, am început din nou să mă joc foarte mult din cauza asta. Bine, dar încerc să mă ocup timpul și cu școala și să mă pregătesc și pentru bac și facultate. Sunt genul acela de persoană care atunci când vrea să se distreze, se distrează la maxim. Adică nu am momente în care vreau să zic, bă, fii atent, mâine fac chestia aia, vreau să uit de tot, să mă distrez, nu știu ce. Și după mâine să zic, bă, gata, nu mai fac. Dacă am ceva în cap, îi dau drumul. La fel și vorbelor, dacă am ceva în cap, le spun, n-am niciun stres, nu mă interesează deloc de părerea lumii. Și cam ăsta sunt. Ascult destul de multă muzică, din toate genurile muzicale, și rock, și clasică, și manele, și nebunii de-alea. Dar de Florin Salam, Țaco Uraganu, Brum Brumul Lamborghini, Panamera, Fuca Pantera. Cam asta a fost videoclipul. Sper că nu v-am plictisit cu el. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe și să dați follow pe pagina de Instagram și pe cea de Facebook, tot în descriere este, unde o să vă țin și acolo la curent. Dacă încă sunteți la final, bine, azi s-a întâmplat să nu fac live pentru că am stat foarte mult aseară să vă joc și a fost obosit. O să încerc în fiecare dimineață aproape să fac câte un live pe acest canal, intrați și să vorbim, să discutăm, pentru că ceva mai bun în casă n-avem ce face. Așa că ne vedem la următorul clip. Pa!